Bun găsit, prietenii noștri dragi, ne vedem și astăzi. Ne vedem la o friptură, zicem noi, deosebită și ceva spectaculoasă. Este vorba de ribeye tomahawk. De ce îi spune tomahawk? Pentru că bănuiesc că majoritatea știți despre ce este vorba. Indienii, amero-indienii aveau o săcure care așa se numea, ei așa îi dădeau numele tomahawk. Și fermierii, din ce am înțeles eu și din ce știu eu, cam fermierii texani au dat prima dată numele acesta, pentru că atunci când scoteau ribeye-ul din, vă arăt și dumneavoastră, așa, atunci când scoteau ribeye-ul din, ăsta este partea de ribeye, și o scoteau cu bucata aceasta de os, dacă o ridicăm așa, are forma unei securi, da, și se gătește un pic mai special această friptură, pentru că într-adevăr este foarte mare, este mai groasă decât un ribeye normal, decât o friptură normală. De aceea vă invit să stați lângă noi, să ne urmăriți și să vedeți despre ce este vorba. Ce vom face prima dată? Prima dată, așa cum v-am obișnuit, vom usca foarte bine carnea, dar în prealabil eu ce am făcut? Eu în prealabil am scos bucata aceasta de carne de la frigider undeva înainte cu vreo 40-45 de minute bune, pentru că ea trebuie să vină la temperatura camerei, pentru că absolut orice friptură doar așa se poate găti ca lumea, când o aduci la temperatura camerei, atunci toate sunt așa cum trebuie. O voi usca, da, să fie cât mai bine uscată, după care o să vă arătăm ce urmează. Bucata aceasta este groasă și din acest motiv necesită cum să vă spun dumneavoastră, un pic stil de gătit mai, hai să-i spunem așa, și la cuptor, pentru că este o carne mare, este o carne groasă și pentru aceasta ce vom face noi prima dată? Așa, am să-mi pun repede mănușile și ce vom face noi prima dată? Vom lua un pic de ulei de măsline, nu foarte mult, doar un picuț de ulei de măsline după ce am uscat-o bine, da? Și o vom freca foarte bine, o vom masa puțin cu un pic de ulei de măsline. O voi masa foarte, foarte bine cu acest ulei de măsline. Și acum ce voi face? Voi veni practic, da? Și voi pune sare, da? Voi pune sare în ploaie, dacă îmi dați voie să mă pronunț așa. Așa. Și acum, dragii mei, la sare trebuie să fim destul de generoși. Apropo, cu generozitatea asta a sării, fiecare sare după gust, pentru că fac această mică paranteză pentru că m-a marcat un pic și trebuie să o spun. Am avut un urmăritor care ne urmărea și îmi spunea: domnule, am sărat sare, așa cum ai spus dumneavoastră, generos, am stricat bucată de carne pentru că a fost foarte sărată. Dragii mei, eu vă spun după gust. Acum fiecare face cum crede de cuvință, unul mănâncă mai sărat, unul mănâncă mai puțin sărat și așa mai departe. Deci, batem așa un pic sarea că trebuie să intre înăuntru. Deci vă rog să priviți, sarea este, deci carnea este groasă, este mare. Așa, trebuie să o sărăm pe fiecare parte. Așa. Și după aceea, ce vom face, dragii noștri prieteni? Da? După care vom veni și vom pune piper pe ea. La fel și piper este după gust, da? Deci fiecare face după gust. Eu îmi place mai piperat, am să fac mai piperat. Fiecare face după gustul lui, da? Piperăm și după ce este gata condimentată cărnița noastră, revenim să vă arătăm următorul procedeu. Dragii noștri prieteni, după ce am sărat și condimentat cu sare și piper carnea noastră după gust, eu vă recomand mai din abundență puțin, pentru că carnea este destul de mare și groasă. Am pornit între timp cuptorul nostru la 120 de grade Celsius. În Fahrenheit este vorba de 250 de grade Celsius. De data aceasta avem nevoie și de, să știți că avem nevoie și de termometru, pentru că trebuie să introducem termometru și am să vă arăt cum introducem. Am să întorc ca să se poată vedea la camera aceasta altă. Așa. Deci nu vom introduce de aici, nu-l vom introduce nici de aici, îl vom introduce de aici. Măsurăm cam cât este până la jumate, da? Înțelegeți? Deci cam aici este până la jumate și atât îl vom introduce aici, la mijlocul cărniței noastre, pentru că vrem să îl facem, da? Atât. N-avem voie să atingem osul, pentru că vrem să îl facem
să luăm temperatura așa cum trebuie. Așa cum am spus, cuptorul l-am încălzit, l-am preîncălzit la 250 de grade Fahrenheit, 120 de grade de-a noastră și îl vom aduce undeva la 48, maxim 50 de grade interior. Este important ca tomahawk-ul, ca să fie gătit ca lumea, pentru că mai urmează un proces după ce îl scoatem de la cuptor, să avem această temperatură. Haideți să-l punem la cuptor. Așa cum am spus, când am 48-50 de grade, îl scot afară, după care o să urmeze următorul pas. Dragi noștri prieteni, avem 48 de grade deja. Haideți să încercăm să o scoatem, să vedem cum arată acolo la cuptor. Așa. Trebuie scos cu grijă. Așa. Asta este steculețul nostru. Deci, am ținut-o la cuptor. Uitați, arătăm acum, cred că se vede acum, da? 49 de grade este deja, v-am spus, undeva între 48-50 de grade. O scoatem, scoatem termometrul din ea. După care, ce vom face acum? Vom, fiind o bucată mare, pe plită n-am să pot să o fac, o să mă duc la aragazul mare pentru că am acolo un grill. Puteți să o puneți într-o tigaie, puteți să o puneți într-un grill. Înfoc grillul respectiv și mergem acolo pentru că o lăsăm pe fiecare parte cam un minut, jumate, maxim două, depinde. O să vedem ulterior. Puteți să mai încercăm cu termometru. Asta o să fie, o să urmăriți doar filmarea. Dragi noștri prieteni, finally, după ce am ținut-o la prăjit, în tigaie, am ținut-o într-adevăr, cred că, pentru că mie îmi place să mănânc mai medium, și am ținut-o vreo 3 minute aproape pe fiecare parte, vă spun sincer, cam așa ceva a ieșit. Am pus între timp, am pus și un pic de folie de aluminiu pe coada acestui topor, să zic așa, acestui tomahawk. Acum îl voi lăsa să stea să se odihnească undeva 10, chiar 15 minute, pentru că este destul de groasă, este la 2 cm, 2 inci jumate. După care o să tăiem, să vedem ce am făcut. După ce au trecut vreo 12 minute, dragi noștri prieteni, asta s-a odihnit tomahawk-ul nostru. Ce vom face acum? Sper să se vadă și aici. Dăm un pic așa în față. Îl luăm. O să vedeți ce facem. Așa. Îl luăm și îl tăiem frumos aici, de lângă os. Asta este bucata noastră de carne și asta o transferăm aici. Și uitați ce o să facem noi acum, dragi noștri prieteni, pentru că vreau să vedem și vreau să vedeți cum arată tăiat. Așa. Hai să începem de aici. Mamă, ce bine arată! Mamă, ce bine arată! Vreau să vă arăt un pic, să vedeți. Deci este făcut așa cum trebuie, este undeva la medium. Eu am vrut să-l fac la medium și a ieșit la medium. O să termin de tăiat toată bucata aceasta. După care am să-l așez frumos pe platou. Și o să revenim cu un pic de plating, atât cât putem să facem din el. Așa, revenim. Dragi noștri prieteni, am revenit cu sfârșitul. După cum vedeți, l-am prezentat inclusiv osul, pentru că, într-adevăr, trebuie să face parte din el. Prima dată să priviți cum arată. Deci, într-adevăr, wow, este wow. Am să pun și acest un pic de chimichurri. Am să-l stropesc așa un pic pe el. Pe câte o bucățică, nu pe tot, da? Pentru că, într-adevăr, este ceea ce trebuie să fie. Se poate mânca și fără el, bineînțeles, cine dorește. Și eu am aici o bucățică. Ia, hai să o gustăm. Hai să vedem acum. Hm.
gătit, perfect, așa cum am vrut. E mai mult spre medium rare decât spre medium, dar este ceea ce am vrut. Wow, driver. N-am cuvinte. Wow, îmi place enorm. A ieșit ceea ce am vrut, dragilor și prieteni. Dragilor și prieteni, aceasta a fost prima noastră de astăzi. Așa, v-am prezentat cum se gătește practic perfect un ribeye tomahawk. Într-adevăr, necesită puțin atenție, nu este foarte mare filozofie, doar puțin atenție, puțin la cuptor. Trebuie să aveți un termometru, după care îl puneți pe plită sau pe, dacă aveți un grill afară, este și mai bine, așa. Și ăsta este rezultatul, dragilor și prieteni. Nu uitați de un like, nu uitați de un share și dacă sunteți pentru prima oară acolo, aveți butonul acela roșu, apăsați-l să vă subscrieți la noi. Este gratis, nu vă costă nimic. Și să ne vedem cu bine, pe data viitoare. La revedere!